doresc să fac o intervenție pe subiectul coronavirus și Dana Budeanu. Probabil că cine mă urmărește, mă rog, zilnic, știe că nu am nimic cu Dana Budeanu, chiar îmi face. Am și lăudat-o în două, trei rânduri. Pentru că de obicei e amuzant, de obicei în mare parte are dreptate, e ok, da? Și am zis acum vreo săptămână, nu, poate acum vreo două, trei săptămâni, că nu mă uită niciodată la vechi. Tocmai din, mă rog, nici n-am avut timp, nici n-am avut timp să mă uit la ultimele trei verdicte ale ei, alea normale. Și am zis, bă, nu cred că o să vreau să mă uit, pentru că, bă, nu e scos-o cancerul, că ea știe cu haine. Cu restul, Și acum, mă rog, știa cu hainele atâta cât am auzit și eu, că nu m-a interesat. Am intrat pe YouTube pentru că aveam niște timp liber acum, căutam ceva, în fine am ajuns la Dana Budeanu pe tema coronavirus, verdictul politic de ieri. Primul verdict politic la care mă uit. N-am pus, nu știu, 3, 4, 5 minute, deci primele minute și am închis. Pentru că se vede și două variante. Ori se vede care e într-adevăr culoarea politică a Danii Budeanu, care este, mă rog, viziunea în general, ori se vede că nu știe, nu înțelege cifre și matematică. Deci nu înțelege matematică, statistică, nu prea le are cu asta. Și atunci e mare problemă. Deci să nu vă uitați la oameni care nu înțeleg, deci uitați-vă la oameni de știință când vine vorba de chestia asta. Nu vă uitați la orice altceva. Ca să înțelegi, Dana Budeanu ne explică nouă despre cum România este printre primele țări din lume care, uite cum au sfeclit-o toate țările europene. Urmează să ne zică că China a făcut bine sau nu știu. Că România, că uite-te puțin, Germania, Italia, nu mai zic. Păi hai să vă luăm puțin situația pe cifre, doamna Budeanu. Care e problema? În Românica, 576 de infectați, 8 morți. Hai să calcul. 1,40%. Opa! Germania, am calculat mai devreme, nu trebuie să vă zic acum exact cifrele, 0,44%. A.K.A. cam de vreo 4 ori mai bine. Aproape. Deci, pe ce se bazează Dana Budeanu, nu știu. Și e mai complicat dacă ai o țară. Dacă vă considerați niște persoane inteligente, nu vă mai uitați la Dana Budeanu când vorbește de politică / coronavirus / căcaturi de-astea. Pentru că e pe lângă rău. Știți, n-am nevoie. A zis felicitări doctorilor. Bă, sunteți nebuni? Doctorii de la noi sunt proști rău. Nu că proști, proști rău. Hai să vă zic de ce, înainte să săriți cu gura ca niște ipocriți cretini handicapați. Știți cât din staful medical de la Spitalul Universitar s-a infectat? Undeva la 40-50%. Au închis spitalul. E în carantină spitalul. Spitalul unde trebuie să te traduci, să te așa, nu mai e. Gata, l-au închis. În Suceava, la fel. În Suceava. Deci te gândești, bă, în Suceava. Bă, nu mai, doctor în Suceava. Nu e chiar așa că ai pretenții de la București. Suceava, same thing. 50% din spital, n-avem cum, că e rău, adică n-ai cum să zici, să vii cu chestiile astea. Dom'le, doctorii de la noi, bun, situația la noi bună. Nu, e rău de tot. Este, uitați la Italia cum e acum, grav, rău, nu, nașpa. Ei, la noi o să fie mai rău. Deci poate voi nu mă credeți pe mine, nu mai rău. Că italienii cum sunt? Sunt niște români, o idee mai civilizați, și cu mai mulți bani. Dar suntem aceiași latini infecți, niște gunoaie, da? Italia, Spania, mulțiți cu 2 la Spania și o să vedeți că Italia, nu e. Deci, luați procentele, e același lucru. Deci, la noi o să fie rău când o să înceapă la noi, undeva în vreo mândria asta națională. Bă, noi românii, în situații de urgență, colectiv, ne-am descurcat noi bine, în situații de urgență, de forță, aia care au căzut cu avion și i-au găsit stână, că n-au fost în 5 ore sau nu știu câte ore îndeajuns de inteligență să găsească pe cineva care avea iPhone, puteai să dea share location și pe WhatsApp, eram acolo, gata. Și n-au fost în stare să ajungă.
Deci... Logic, suntem ultimii, suntem fii ploi, suntem niște gunoaie, suntem zero, suntem numai vă gândiți că sunteți ok. Nu, e rău, e rău în România, rău de tot. În toate țările din lumea asta, în România e cel mai rău. O să vedeți, trebuie să uiți la câți bani avem, ce expertiză avem, cât de proști suntem. Suntem proști, nu avem bani, zero expertiză. Aia, deci, asta se întâmplă, nu vă mai, nimic cu semnul întrebării. Nu-i nimic cu semnul întrebării. Voi credeți că dacă mergeți în Germania, există emisiuni gen Vax sau Vox Populi, cum e? Vox Populi? N-au. Oamenii la ei nu sunt. Ca medie, atunci la emisiune despre cum e interviu oamenilor care sunt proști de bubuie, gen nu știu pe ce planetă și ce anul sunt și ce limba se vorbește și ce aia și ce aia. Deci ce pretenții aveți voi de carantină, chestii preventive de la rămânași care votează PSD-ul de ho-ho-ho? Care-i? Ce pretenții puteți voi să aveți? Adică e foarte funny, deci, mi se pare foarte amuzant. Hai bă, că e ok, trece. În 2-3 săptămâni, Da, bă. Uitați-vă, hai să vă zic o chestie simplă. Uitați-vă cum a evoluat pe zile, da? Câți bolnii erau la noi, câți mâini, nu știu ce la fiecare țară. Comparat, vedeți că numele s-a celălalt. Virusul se propagă la fel de repede în toate țările. În Germania o să vedeți că, într-adevăr, au fost mai mulți bolnavi de la o zi la alta pentru că oamenii chiar s-au pus pe testat. Și așa de seama că e grav, grav, grav. Și o să vedeți că sunt mai mulți oameni de la o zi la alta. Nu? Puteți să vă uitați și voi dacă e cam câți oameni au murit în Germania și câți bolnavi au. Și o să vedeți că restul lumii niște dăsculți de acolo. Dar e ok, bă, lasă nemții ăia prăști care îi face, economisește, ce bă românii știe, da? Lasă, bine, vedem, ne mai auzim. La fel și în Emirate, să nu credeți că Dubai, same, same. Ce bă, că avem noi bani, facem, dezinfectăm și se propagă virus. Au închis tot, zboruri, degeaba, n-ai ce să faci, treci cu indieni, ai cu indieni aici, toți.